Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaj are tarotul pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate și ce o să te mire. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o analiză pentru sufletelul tău, te invit oricând cu drag pe aplicația de tarot Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem, dragii mei, mesaje. Ce trebuie să știți? Mesaj. Pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate și ce o să te mire. Hai să vedem. Sper să nu mi le ia vântul. Bun. La baza pachetului avem cearta, deci este un moment puțin complicat, agitat. Este un moment puțin complicat și agitat care ține de, uite, un bărbat agitat sau poate are legătură și cu o persoană care vrea să lupte aici pentru norocul său, pentru bucuria sa. Este un personaj căruia îi place foarte mult să riște, îi place foarte mult să reacționeze într-un mod extrem de ciudat, da? Deci poate să fie o perioadă puțin aglomerată, o perioadă puțin complicată. Da? Pentru tine, în schimb, avem cartea minciunilor, cartea falsității. Deci parcă se completează mesajul de aici. Deci, sunt niște discuții ciudate legate de falsitatea cuiva, legate de minciunile cuiva. Parcă sunt niște discuții aici puțin în contradictoriu, în cadrul cărora cineva nu prea vrea să-și recunoască, fie vina, fie persoana asta nu vrea să-și recunoască, știu eu, falsitate, da? De care dă dovadă. Da, dacă vă întrebați de ce m-am îmbrăcat așa, este extrem de cald și prin chestia asta chiar nu simt mai nimic. Și asta e pentru a mă proteja de soare. Am înțeles că e tradițional de la ei, urmează să merg și în deșert, deci așa, m-am echipat. Cred că când vedeți voi filmarea, eu prin deșert bântui, dacă pot fac și acolo niște filmări, dar nu garantez. Revenind, hai să vedem aici despre ce-i vorba. Aia a sărit o carte, ia să vedem dacă pot să ajung să o iau. A sărit cartea banilor. Ia să vedem. Frige nisipul. Da, a sărit cartea banilor. Ba nu, cartea femeii, nu știu de ce am văzut eu că e cartea banilor. Interesant. E o femeie aici puțin supărată. O femeie poate mai singură din fire. Ok, hai să vedem despre ce e vorba cu falsitatea asta. Avem Marele Preot, o legătură cu Zodia Taur. Poate cineva aici vrea să facă o surpriză în legătură cu ideea de relație serioasă, în legătură cu ideea de căsătorie, însă mai văd aici și un prieten care se poate simți trădat, mințit sau poate este un moment în care tu nu ai reușit să spui chiar ceea ce-ți dorești, nu ai reușit să spui exact ce vrei, da, de la un om. Poate ai avut și tu motivele tale, da? Motivele tale. Mai vreau o carte. Patru de spade, 10 de bâte. Da. Deci e un moment aici puțin apăsător, fie legat de o pauză, fie este un moment în care stai așa și te gândești, analizezi. Unii poate vă rugați foarte mult în perioada asta sau poate încercați foarte mult să vă apropiați de divinitate. Da. Hai să vedem pentru casa ta, avem drumul. Deci cineva de la drum care vrea să-ți vină în casă, poate să fie și o perioadă în care călătorești mult sau o perioadă în care ai de făcut drumuri în interes personal. Însă în unele cazuri se poate discuta serios aici despre o mutare, despre o schimbare, despre o relocare. Hai să vedem pentru casă. 9 de bâte, deci este o persoană aici puțin obosită sau o persoană care ea este teamă în legătură cu un drum, în legătură cu o schimbare. E vorba și de încredere. Ia uite, împărăteasa. O legătură cu Zodia Taur, Zodia Balanță. Poate este vorba aici despre o femeie foarte sigură pe ea, matură, asumată. Cineva care este îngrijorat în legătură cu tine sau este vorba despre o persoană care ține foarte mult la tine. Deci e o persoană specială.
5 de spade, da? Pe de altă parte, e ceva ce nu-ți place, ceva ce nu-ți convine în legătură cu o mașină sau cu un drum. Și mai văd clar și un personaj care e cu nedreptatea, în fapt. În curând, ia uite, în curând avem aici ca un fel de ceartă, ca un fel de discuții în contradictoriu, un eveniment neprevăzut, da? Ci că e cartea ghinionului. Ia să vedem despre ce e vorba. Opt de bâte, cavalerul de bâte. Deci în curând aici cineva, să știi că își va arăta atracția față de tine, își va arăta dorința, pasiunea. Poate să fie și vorba despre faptul că e ca și cum se produce o explozie atunci când vine vorba de pasiunea ta, când vine vorba de viața ta. Dar simt aici și energia cuiva care e foarte curajos și în curând aici persoana asta îți poate face o surpriză destul de mare. Da? Destul de mare. Ia uite, e cineva care vine cu flori. Da? Cineva care e pasional, vine cu flori, vine cu propunere. În viitor avem aici cartea judecata, deci e cartea actelor, cartea deciziilor importante în viitor. Unii poate aveți legătură cu actele, iar în alte cazuri să știți că e vorba aici despre un fel de dreptate divină, care, așa cum am zis, are legătură cu cearta asta, cu discuția aia pe care am văzut-o noi. Hai să vedem în viitor. 8 de spade, deci în viitor aici e clar, deci o legătură cu ideea de justiție, ideea de dreptate. Dar văd aici și pe cineva care se simte blocat și nu poate evada și are legătură cu așteptare, în legătură cu o veste. Vestea asta ține de suflet, vestea asta ține de casă, ține de iubire, de sentimente. Mai vreau o carte. 2 de spade, eremitul, o legătură cu zodia fecioară. Deci în viitor aici e cineva care nu prea vrea să comunice sau cineva căruia parcă nu-i vine să creadă despre o anumită hotărâre care se ia. Hai să vedem ce nu știi tu, niște mesaje. Deci tu nu știi aici niște despre niște discuții care au avut loc. Fie între doi prieteni, fie cineva din jurul tău care a avut niște discuții pe care nu ți le-a spus, poate niște mesaje pe care încă nu le-ai primit sau mesaje pe care încă nu le-ai deschis. Da? Hai să vedem ce e cu discuțiile astea, ce nu știi tu. Niște discuții aici, uite, legate de un suflet pereche sau niște discuții legate de trecut, legate de ideea de suflet pereche, legate de ideea de copil. Da? Ce discuții? 7 de cupe, deci cineva aici care își face tot felul de iluzii sau este vorba despre o persoană care are mai multe opțiuni, da? Și atunci de asta văd eu aici discuțiile astea care au loc. Na. Mai vreau o carte. Pajul de spade. Deci poate tu nu știi aici un flirt care a avut loc sau cineva care a încercat să se intereseze de tine, să vadă unde ești, să vadă ce faci. Este o persoană aici mai copilăroasă din fire sau o persoană cu un aspect fizic mai tânăr. Da? Uite, diavolul, steaua, deci parcă cineva aici îți pregătește o surpriză, îți pregătește ceva interesant, dar este și ceva ce tu nu știi în legătură cu o tentație mare pe care cineva o are. Mai vreau o carte. Sper să nu cadă iar dispozitivul, că l-am prins cu un fel de oală din asta de-a lor, o să vă arăt. Asta. 8 de monede. Deci e clar că tu nu știi aici că cineva îți pregătește un anumit lucru. Cineva lucrează la ceva anume. Na. Hai să vedem pe neașteptate. Pe neașteptată, o bucurie neașteptată, o bucurie mare. Deci de asta zic eu, că eu cred aici că cineva îți pregătește o surpriză sau cineva discută anumite lucruri pe la spatele tău. Este vorba despre o bucurie neașteptată, un nou început, cineva care îți iese în drum. Hai să mai vedem despre ce e vorba pe neașteptate. Avem judecata. Și cu marea preoteasă. Ei, dragilor, pe neașteptate cineva aici e pregătit să zică un adevăr, cineva este pregătit să clarifice o anumită situație cu tine.
cineva care zice gata, nu mai pot, cineva care zice gata, vreau să-ți arăt ceea ce simt, vreau să-ți spun adevărul, poate să fie și o întâlnire neașteptată pe care o puteți avea aici. Da? Mai vreau o carte pe neașteptate. Îndrăgostiții și pajul de cupe. Deci, dragilor, pe neașteptate aici este o invitație la dragoste. Deci cineva care îți declară dragostea. Și să vedem aici ce o să te mire în final. Casa. Ce o să te mire? E ceva legat de casa ta, familia ta. Ce o să te mire este ceva legat de o instituție, ceva legat de un loc stabil, un loc frumos, ideea de familie. Poate este vorba despre cineva din casa ta, din familia ta. Ce o să te mire? Avem diavolul și 3 de spade. Da, o legătură cu zodia Capricorn. Aici o să te mire cineva care are inima frântă, cineva căruia îi place mereu să dețină controlul, îi place să știe mereu tot ceea ce se întâmplă în jurul său. Da, cineva care vine lângă tine într-un moment de alinare. Uite, dar e un cavaler de cupe. Cavalerul de cupe e îndrăgostit în permanență, lui îi place ideea asta de dragoste. Dar parcă e cineva care încearcă să te manipuleze aici. Uite, avem 4 de monede și cu 2 de bâte. Deci ce o să te mire este vorba despre o propunere pe care cineva ți-o face pe termen lung și foarte lung sau poate avea legătură cu un drum lung. Da? Pentru tine e ca o dreptate care se face. Bun, hai să vedem acum și un mesaj de la un oracol. Pentru tine. Și e o bucurie mare aici. A? Uite, avem sarcină, teamă. Deci este cineva căruia este teamă. Este o persoană sensibilă, cineva care se mișcă foarte, foarte rapid. Avem bărbat. Bărbat cu responsabilitate, bărbat cu gânduri de căsătorie sau bărbat care este deja într-o relație. Sarcină, sănătate avem aici și cineva care îți propune un anumit lucru pe termen lung și avem bârfe și gelozie. E cineva aici care e gelos sau geloasă. Sărit o carte iar. Uite, avem provocări. Deci, eu cred aici că e cineva căruia este teamă, da? Este o persoană puțin geloasă care trece prin provocări, da? Și căruia este teamă. Este teamă. O să iau o ultimă carte din acest oracol. S-au întors 2. Succes, putere, călătorie și drum lung. Interesant. Da? Și romantism, pace. Deci e cineva care să știe că va lupta aici cu toate forțele sale pentru a da la pace. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile. Repet, filmările sunt puțin mai scurte și puțin diferite pentru că sunt în concediu și mi-am rupt din timpul meu ca să vă ofer în continuare previziuni, să vă țin la curent. Mai scurte, mai rare, este adevărat, dar e doar o scurtă perioadă pentru că am și eu nevoie de odihnă. Plus că am explicat că e puțin complicat aici cu internetul, e puțin complicat cu filmatul și apoi vreau să mă și bucur dacă tot universul ăsta nu prea mă lasă să lucrez, măcar să mă bucur de energia de aici și să o împărtășesc cu drag și cu voi. Vă îmbrățișez cu drag, vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.